Cei mai buni 10 profesori au fost premiați în cadrul competiției Liga Profesorilor Excepționali. Au primit mii de voturi și au fost răsplătiți de elevi pentru dăruirea cu care au contribuit la formarea și educarea lor. Primul loc a fost ocupat de Grigore Luisian, un profesor de matematică din Botoșani care a reușit să le insufle elevilor pasiunea pentru cifre și robotică. Acesta a primit din partea organizatorilor o bursă de 5.000 de lei pe lună timp de un an și materiale educaționale. Concursul Liga Profesorilor Excepționali este organizat de Fundația Dan Voiculescu în parteneriat cu Fisher International și editura Litera. Prima poziție a clasamentului, domnul Luisian Grigore. Profesorul de matematică Grigore Luisian este cel care a reușit să câștige cea de-a doua ediție a competiției Liga Profesorilor Excepționali. Alături de el, alți 9 profesori au fost premiați pentru valoarea pe care au dat-o educației și profesiei de dascăl. Toți suntem câștigători și nu eu am câștigat, eu am câștigat împreună cu copiii mei, cu echipa PACO din Botoșani. Și dedic acest premiu tuturor cadrelor didactice care fac această meserie cu pasiune. Locul 2 a fost adjudecat de profesorul de geografie Marcel Porof, iar pe locul 3 s-a clasat profesoara de desen Elena Stoica. Cei doi au fost răsplătiți cu câte 3.000, respectiv 2.000 de lei pe lună. Sunt foarte mulți alți profesori care cu siguranță ne pot lua locul. Am norocul de a fi avut niște generații de elevi extraordinari crescuți într-un orășel nu foarte mare, cu niște performanțe deosebite, nu numai la nivel național, ci internațional. Mă simt emoționată și onorată și încântată, pentru că nu mă așteptam să fiu clasificată pe locul 3. Mai ales că m-au înscris elevii mei și mai ales că nu am cerut nimănui niciun vot. La festivitatea de premiere a participat și rectorul Facultății de Medicină Carol Davila, Ionel Sinescu. Acesta a venit să o susțină pe profesoara de chimie, Ana Bejinaru, care a reușit să transforme și să modeleze destinele unor oameni de elită. Să mulțumesc și la început și la sfârșit Fundație Dan Voiculescu, care au organizat acest concurs. Întâlnirea cu doamna profesoară direct acum, în cadrul acestei, să spunem, festivități pe care ați organizat-o dumneavoastră, m-a dus în urmă cu un număr de ani, perioada cea mai frumoasă a existenței. Invităm și pe ceilalți să candideze la edițiile viitoare și sperăm ca de fiecare dată să ne ridicăm la înălțimea dânșilor. Cei 10 finaliști au mai primit laptopuri, excursii, vouchere, materiale de specialitate și enciclopedii. Competiția este lansată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României și își propune să fie o contribuție pentru redarea demnității unei profesii care contribuie decisiv la formarea viitorului României.